Sunt detalii șocante. Afaceristul avea permisul suspendat, dar în calculații care nu sunt destinate publicității, șantaj, cumpărare de influență, dar și de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Tot astăzi, Ghiță ar fi trebuit să fie audiat prin videoconferință. Adrian Bujoaica a urmărit procesul și are informații despre acest caz.